Bună ziua! Am ieșit din casă de ziua mea, 24 iunie, și m-am îmbrăcat frumos și am venit la Parcul Carol. Și aici sunt niște ceva arginturi, nu știu ce sunt aici. Și am zis că să trecem să le vedem, știți? Ai, ia uitați! Ce faine sunt! Îți dai seama că au niște prețuri aici, ce? Ia uite șarpile! Bună ziua! Catarama. Catarama! Sunt bronze, catarame. Ia ce fain! Care? Tu știi ce e asta? Tu știi ce e asta, iubirea? Asta, uria? Asta e de aia de De pus la șemineu. șemineu. În fața la șemineu. Na, n-avem șemineu, ce facem? Ei, coscoabile și după aia te salu. Bună. Bine, aveți să ne spați ceva. Apoi tău. Când dai cu spatele. Da, e Nu văd oglinda. piciorul. Vai, ce faină e oglinda. Ia uite de aia. Mai sunt. Cristaluri. Ce? Nu sunt cristaluri, unde sunt cristaluri? A, aia. Da. Da. Ceilalți. Și cristalurile alea sunt Astea sunt cristale? cristaluri, Da. da. Mi se strălucește după. Da. Așa în Dar toate să vreau să culorile. montați după Mulțumim! probleme. Ia, mulțumim. Ai da oglinda, mă! Oglinda! Cineva să se vede, da. Cineva să te vede, da. Nu, dar aș vrea să fiu. Ai vrea să Foarte fii faină vedetă? oglinda. Vedem? Fier? E un șer. Păcat că n-are nicio culoare. Da. Nu e nici al, nici așa, nici așa. Astea din argint. Ia de Valentino la Ravani? Nu e rău. nu e. Aia cu lumânări și acolo ce e în mijloc? Adică am Nu închis. știu, habar n-am. Dar tu vezi geanta asta cu ceas din argint. Ia filmează asta, iubirea. Vai de cap. Bună ziua! La ce preț aveți asta? Asta e o piesă de colecție. Uite camere aici. Ai astea vintage. Mă, camere de alea vintage după vreme. Hotel Paleta Lina. Unde e? A. Deci, uite camerele. Acum, când editez, îmi dau seama că și aici, chiar de ziua mea, mi s-a oprit din nou microfonul. Așa că asta este. O să fac voiceover. Am fost, după cum ați văzut și până acum, noi ne-am pornit la parc, în parc, mă rog, am greșit și parcul, dar nu contează, pentru că am avut parte de târgul ăsta frumos, de niște obiecte vintage, extraordinar de frumoase, n-am cumpărat absolut nimic, dar erau foarte, foarte, foarte frumoase, măcar să le admire așa. Mi-a rămas în cap doar grilajul acela pentru șemineu și geanta aceea pe care ați văzut-o, pe care cerea domnul 1500 de lei, era din argint, era o geantă într-adevăr
absolut specială și cu un ceas acolo incorporat, nu știu, ceva special, n-am mai văzut prin târgurile de vintage, așa ceva bine, era un mini târgușor, ca să zic așa. Am murit de cal toată ziua, ne-am plimbat prin parcuri, prin două parcuri, pentru că vă ziceam că l-am greșit pe primul, nu acolo voiam să mergem, iar pe seară ne-am întors acasă, am mâncat ceva și după am ieșit un pic în părculeț lângă bloc, pentru că a venit și Claudia până la mine, am făcut și câteva exerciții ca să dăm tortul jos și asta e. Au trecut câteva zile bune de la ziua mea. Voiam să fac și o încheierea pentru clipul ăsta, pentru că n-am mai fost nespălată pe cap. N-am mai fost... nu știu, m-am ocupat cu alte lucruri și între timp am mai filmat și alte clipuri și cumva vreau să fac încheiere la clipul ăsta. Să vă spun în primul și în primul rând că am avut o zi extraordinară. A fost prima zi de naștere din viața mea în care am fost serbată în adevăratul sens al cuvântului, în care am primit un buchet de flori imens pe care l-ați văzut și voi în imagini, un tort, mi se face bine de mine, am avut... și cifre, mi-am pus o dorință, am suflat în lumânări, am stins lumânările. A fost o zi foarte emoționantă pentru mine, în special pentru că a fost prima zi din viața mea, prima zi de naștere din viața mea de când sunt în București, cumva singură, de când mami a fost acasă, a reușit să fie acasă de ziua mea și bineînțeles că o pană pe aici și avem și hainele uscate pe balcon, că se uscă mai repede. Și bineînțeles că m-am simțit foarte, foarte fericită pentru că a fost și George, care este un om minunat. Îi le mulțumesc amândurora, îi mulțumesc și Claudiei, care a venit seara pe la mine. Vreau să găsesc cuvintele când vorbesc de momente de astea emoționante. M-am bucurat extraordinar de mult. Le mulțumesc tuturor și mamei și lui George pentru cadouri. A fost o zi extraordinar de frumoasă. Tu ești extraordinar de frumoasă. Mulțumesc. Și să nu mai dați cu hate că vă zic de rău. Și m-am bucurat extraordinar de mult. Am petrecut timp împreună. A fost o zi așa relaxantă. Am ieșit în parc, ne-am plimbat, am mâncat, nu știu, ne-am fructat din tortul ăla care a fost extraordinar de bun. George, ține minte că mie îmi place tortul ăla. Of, Doamne. Extraordinar de bun, m-am bucurat foarte tare, s-a bucurat și mami că a fost alături de mine de dimineață, de când ne-am trezit, ne-a urat la mulți ani, după aia George a început să plece, iar să vină acasă, iar să plece, iar să vină și tot venea, întotdeauna se întorcea, ba cu buchet de flori, după aia ba cu tortul. Probabil că ați văzut și voi că el a fost foarte drăguț și a și filmat în timpul în care s-a dus afară și pentru că știa că filmez vlog. Am inserat și părțile alea pentru că mi s-au părut super, super drăguțe. Funny. Și da, haideți că am vorbit deja aproape 3 minute să vă arăt ce am primit cadou. Toate cadourile am primit și de la serviciu, fetele de la serviciu mi-au dat cadoul cumva puțin cu întârziere, dar sunt atât de fericită, nu mă așteptam. Nu mă așteptam nici la cadou de la mame, nu mă așteptam nici la cadou de la George. Și oricum am primit un cadou extraordinar de mare cu vreo 5 zile înainte să fie ziua mea, și anume televizorul. Ei tot mă întrebau ce vreau să primesc de ziua mea, ce-mi doresc, dacă e un lucru pe care mi-l doresc, și am zis, mă, haide să nu cheltuim bani pe chestii care nu sunt neapărat necesare și să investim în ceva de care avem nevoie. Și chiar aveam nevoie de televizor în dormitor și în felul ăsta... o luată, asta ați văzut voi într-un clip anterior, o luată televizorul, o cumpărat un alt televizor, dar un pic mai mare decât cel pe care l-aveam în living. În felul ăsta l-am lăsat pe cel nou cumva în living și pe cel vechi, să zicem, dar nu e vechi, l-am mutat pe tavan în... dormitor, exact așa cum ați văzut în clipul trecut. Pe lângă asta am mai primit cadouri, atât de la George cât și de la mami, de la fetele de la serviciu, de la, de la Claudia. Am primit un trandafir extraordinar de frumos, portocaliu, și bineînțeles toată dragostea pe care mi-o poartă.
am primit și de la fostele colege, de la Mașa, de la Mădălina, le pup. Ele ne-au trimis un colet acasă pentru că a fost, de fapt, urmează să fie și ziua Claudiei și mi-au trimis atât mie un colet acasă pentru că e puțin cam greu să ne potrivim la program și la zonă și la așa mai departe. Deci ne-au făcut un colețel și mi-au trimis atât mie cât și Claudiei. O mică surpriză. Deci, vă arăt acum, în sfârșit, ce am primit de ziua mea. Și ăsta este buchetul de flori pe care l-ați și văzut în filmări și în poze. Ușor, ușor au început să se ofilească, dar o să ne ocupăm în seara asta de ei și vreau neapărat să îi pun la uscat cu capul în jos. O să le tai puțin din codiță, o să îndepărtez toate petalele astea care sunt puțin uscate și voi agăța cu capul în jos pe balcon de un cui pe care l-am acolo în dulap și... O să așteptăm să se usuce, este absolut superb. Ar trebui să aibă 30 de trandafiri, dar are 29 pentru că doamna de la florărie a zis că nu e bine să punem că îți pari. Și așa arată, mă rog, l-ați văzut și în poze, l-am ținut până acum în apă și cu plicurilețele alea pe care le-a dat doamna de la florărie. Miros extraordinar de bine și are și aici un mesaj foarte frumos. Ii, ce frumos! Așa, să trecem la următorul. Așa, așa acum, îmi pare foarte rău că nu mai există tortul, ca să vi-l arăt. Da, l-ați văzut voi în clipuri. Și o să vă arăt ce am primit cadou de la mami, dar nu numai de la mami, cumva au fost împreună cu George, nu știu ce au avut ei combinații, dar mă rog, cadourile cumva de la mami și de la George. Acum, nu le-am desfăcut seturile astea două pe care mi le-a adus mami, nu le-am desfăcut pentru că voiam neapărat să vi le arăt și vouă, dar imediat după ce le filmez acum o să le desfac, vreau să le duc în dormitor și cam așa arată, dar întorc camera să vă arăt. În baie am vrut să zic, nu în dormitor. Așa, asta este, deci îi ceva, deci îi efectiv un pantof cu tocmă, deci îi atâta de frumos și vă dați seama că asta o să o folosesc în baie ca să-mi pun diverse lucruri. Și are aici gel de duș, aici are body lotion, aici are body cream. Abia aștept să le folosesc. Mai are și un scrub aici prin spate, dacă nu mă înșel, da. Și toate sunt cu miros de mandarină și grapefruit. Și pe aici prin spate are și un de ăsta, un burete de baie, de care eu nu folosesc, dar o să-l folosesc cu succes pentru scrub. Pentru că știți că atunci când folosești scrub, trebuie ca să freci cu ceva pielea. Așa arată. Foarte fain, abia aștept să... îl duc de aici și să le folosesc. Și ăsta vine așa într-o cutie deschisă. Ăsta e format cumva din mai multe produse și produsele sunt foarte faine, sunt toate cu aromă de trandafir. Vedeți că și ăsta e în formă de trandafir și buretile. Dar cutia, mă, deci cutia îi... nu-i de aia fraier, adică poate fi folosită cu succes în continuare, abia aștept să scop produsele de aici, să o închid și e foarte faină, ioi! Așa, avem aici body scrub, astea am impresia că sunt un pic mai mari produsele, vedeți? Aici am body scrub, cred că aici e tot body scrub, nu, ăsta e body lotion și în spate... nu știu ce mai este pe aici, că m-am uitat, da, am uitat. Gel de duș, aici e o sare... ăsta cred că e body mist și ăsta îi cred că tot ceva. Stați așa. Așa, haideți că am pus și microfonul. George are grijă de chestiile astea întotdeauna. Ah, ăsta e bubble bath, mă. Ah, Doamne, că abia știu să-l folosesc. Și ăsta e body mist, exact cum vă spuneam. Toate miros și arată extraordinar de bine. Așa. Ala, cum să zic eu? De data asta nu e ala Dita Von Teese, îi ala Breakfast at Tiffany's. Așa arată. Foarte fain. Foarte fain. Așa, așa acum, tot în aceeași direcție, am primit de la fetele de la Mașa și de la Mădălina, ce vă spuneam mai înainte, când ne-a trimis un pachetel acasă, atât mie și cât și Claudie, de la brandul Standards. Miroase efectiv cutie, nici măcar nu trebuie ca să o deschizi. Am produse de acum să mi le pun și în cap. Vin așa foarte, foarte frumos împachetate. Și hârtia asta miroase într-un hal, deci e atâta de parfumată, foarte parfumată.
Aici îi o de asta, de pui în cadă, care miroase foarte fain, și asta e o sticlă care pare așa foarte, foarte scumpă, și îi bed foam cu aromă de trandafir. Și sticla asta pare că e din plastic, de fapt, dar pare că e din sticlă. Doamne, miroase foarte, foarte fain, tot de trandafir, exact ca și setul pe care mi l-a cumpărat mami. Și acum că am aici în față, tot de când o veni mami, tot spunea, mă, mi-ar trebui un aspirator de la de mână. Cred că am și zis pe YouTube, dacă nu mă înșel. Și bineînțeles că mi-a luat aspirator de mână. Amândoi o complotat și probabil că unul dintre ei o da comandă. Eu mă așteptam să fie mult mai mare de atâta, dar are și accesoriile acolo în cutie. Cam așa arată. Mi se pare foarte mare șmecherie cu ăsta. Vă dați seama, mă, pestitat în astea, în ziceți, în sertare. Da, am stat eu și m-am gândit și acolo pe balcon e treaba bună, pentru că e porțiune foarte mică și aproape că nici nu intră măgăoaia aia de aspirator. Aia e bună numai în casă, cumva. Dar acolo, pac, 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 cu ăsta, mamă, șmecherie, fac șmecherie. Și are o grămadă de capete aici. Are și de asta cu periuță, mai are cumva și un prelungitor de ăsta, un furtun de ăsta foarte șmecher, și ăsta se încarcă la priză și după aia pac, 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 faci curățenie până toată casa. Foarte bună treaba. Și acum cea mai mare surpriză a venit când am deschis una dintre punguțele alea de cadouri și am văzut că înăuntru era o cutie împachetată și tătătăt legată cu o fundiță pe care scria Dior. Și am zis, mă, ce e aici? Și nu vrei să știți ce era. A rămas șocată. Era și anume parfumul meu preferat al tuturor tinerilor despre care am mai vorbit aici pe cont, Fahrenheit, că tot îmi lăsați comentarii și mă întrebați de parfumuri unele dintre voi. Ăsta e parfumul meu preferat al tuturor timpurilor, pe care nu l-am avut niciodată. Adică niciodată, doar l-am mirosit la alți oameni, dar eu să-l dețin, eu să mă dau cu el, nu l-am avut niciodată, pentru că mi s-a părut foarte scump și cred că v-am mai spus eu chestia asta despre mine, că nu-mi place să dau banii pe, le îmi plac foarte tare, dar nu mă lasă sufletul să dau banii pe parfumuri și pe produse cosmetice și pe machiaje. Mă seacă de inimă când trebuie să dau foarte mulți bani și parfumul ăsta e foarte mulți bani. Și l-am primit de la măicuța. Nu mi-a venit să cred. Ăsta îi parfumul la 100 de mililitri, dacă nu mă înșel. Și mami mi-a luat și apa de parfum, care e un pic mai micuță, pentru că prima dată s-a dus și l-a căutat și o găsit asta, apa de parfum. Și după aia și-a dat ea seama că e ceva în neregulă și că trebuie să-mi ia parfumul. Știți că e o diferență mare, destul de mare, între apă de parfum și parfum. Și până la urmă mi l-a luat pe ăsta, că nu înțelegeam de ce-s două, dar cu atât mai bine. Deci am fost extraordinar de fericită pentru toate cadourile pe care le-am primit, dar în special pentru parfumurile astea două. Așa, acum mă duc în bucătărie să vă arăt buchetul de flori pe care l-am primit de la fetele de la serviciu, care au fost foarte drăguți. Și știu că Andra se uită la mine și o salut și o pup cu drag și mulțumesc din tot sufletul. Haideți să întorc camera să vă arăt buchetul de flori pe care l-am primit, pe care l-am pus în Ileana, și vreau să vă spun că și pe ăsta neapărat, dar neapărat odată cu trandafirii vreau să-l pun la uscat. Cam așa arată buchetelul de flori, are cumva câte puțin din fiecare, are și floricele de astea mici care îmi plac mie extraordinar de mult, și verdeață, și trandafiraș, și floarea asta verde care nu știu floarea asta, dar o să-l lăsați voi în comentarii, și cam așa arată, e extraordinar de frumos. Și am mai primit încă ceva de la ele pe lângă buchetul ăsta de flori, vă arăt imediat. Ta-na-na! O geantă de la Aldo. Nu mă așteptam nici în vecii vecilor să-mi ia fetele de la muncă, stați așa să pun undeva telefonul ăsta, să-mi ia fetele de la muncă geanta asta. O geantă în primul rând și în al doilea rând pe asta, care îmi place foarte tare.
E o geantă de la Aldo, probabil că mulți dintre voi ați auzit de brand. Îmi place foarte mult că e o geantă albă. Eu mai am o geantă albă de piele, tot așa, stil micuță, pe care am luat-o dintr-un second hand de la Humana, dacă nu mă înșel. Dar e un pic pătată, săracă, dar foarte frumoasă a fost și asta. Cam așa arată, am o iturtită că e goală, dar arată foarte bine, adică nu-i fraieră deloc. Mai trebuie numai curățată, dar e singura geantă albă pe care o aveam din toate gențile pe care le am și mă bucur foarte tare că nu o luat o altă culoare neagră sau ceva, adică chiar s-o gândit bine să o ia albă și asta, eșarfa asta, ala Herme Pauri, foarte șmecheră și cu lănțicul ăsta aici și cu închiderea asta așa, ala tot Herme Pauri și aici în spate are la fel o de asta și scrie Aldo și în față și se deschide, îmi place că e de aia țapănă și se deschide și vreau să vă spun că are și cordon de la lung, evident, îl are aici băgat înăuntru, e și foarte bine compartimentată, are 4 în total, ăsta mic cu 2 și ăsta, foarte, foarte faină, deci chiar m-am bucurat extraordinar de mult, nu mă așteptam și le mulțumesc din tot sufletul fetelor că au reușit să mă nimerească atâta de bine. Chiar am dat mesaj pe grup pentru că bănuiesc că toată lumea o contribuit sau mă rog aproape toată lumea și mi-am dat mesaj și le-am spus că nu-mi vine să cred cât de bine m-ați nimerit și că chiar m-ați nimerit. Vă mulțumesc din tot sufletul, îi mulțumesc și mamei din tot sufletul că a fost lângă mine anul acesta, îi mulțumesc și lui George că a apărut în viața mea și îi prima aniversare pe care o petrecem împreună și sper să petrecem așa până la adânci bătrâneți și sper și mamei să fie alături de noi în fiecare an. Și de la Claudia am primit aceste două tablouri extraordinar de frumoase, făcute, pictate cu mâna ei. Este un cont de Instagram pe care îl urmăresc de foarte multă vreme. De acolo a luat și poza pe care mi-a pictat-o pe geaca de blugi. Vă aduceți aminte că v-am mai arătat-o și pe aceea. Ea poate să picteze pe orice și tablouri și pe haine, în general. Face mai mult haine decât tablouri, dar a făcut și tablouri și mi-a făcut și mie astea două, pentru că mi-a plăcut mie extraordinar de mult. Și aici fata asta are pampasul, așa m-am gândit eu că îi pampas, dar de fapt e într-un lan de grâu și am impresia așa că mă reprezintă foarte, foarte fain. Gata, vă pup cu drag că începe insula iubirii.